ziua și bine v-am regăsit la o altă ediție a emisiunii Cuvânt de Elev. Așa cum v-am obișnuit și până acum, și săptămâna aceasta avem alături de noi un elev special și care își ocupă timpul cu activități absolut deosebite. Anume, o avem alături de noi pe Ștefania Pilă. Bine ai venit, Ștefania! Bine te-am găsit! Ștefania, ești cunoscută printre tinerii de vârsta ta ca ocupându-ți timpul cu dezbateri. Ne poți spune puțin în ce constă activitatea ta și mai exact unde pot tinerii să practice această activitate? Încă din clasa 9 eu fac dezbateri la World of Negruții și pot să spun că este un club în care lumea este foarte implicată și într-adevăr se dau foarte multe sfaturi bune. Și m-am apucat dezbateri și nu regret nici acum că m-am apucat, pentru că este o activitate din care într-adevăr ai ce învăța și chiar recomand celor care vor să-și depăsească frica de a vorbi în public sau efectiv să facă ceea ce le place, să se apuce de dezbateri cât de curând. Din punct de vedere personal, atunci când ai început dezbaterile, poți să spui că erai ceva mai timidă? Adică în ideea că te-au schimbat dezbaterile la nivel de colaborare, la nivel de interacționare cu ceilalți? Da, clar, pentru că nu neapărat că eram timidă, întotdeauna mi-a plăcut să vorbesc foarte mult, să relaționez cu oamenii, să-mi spun ideile, doar că aveam o anumită reticență, ca să spun așa, când venea vorba de a-mi susține anumite idei, ca să spun așa, în fața unor persoane care știu că probabil și ele sunt pline de argumente și care pot într-adevăr să aducă și ele niște idei foarte bune. Și pot să spun că mi-a format o încredere în mine, da, însă faptul că am avut un start și faptul că dintotdeauna mi-a plăcut să fac asta, chiar mi-a făcut viața mult mai ușoară. Însă, normal, pentru cei care vor să treacă peste acest lucru, se poate și chiar recomand. În ce măsură crezi că această activitate a reușit să te facă puțin mai competitivă? Da, pot să spun că m-a făcut competitivă, ca să răspund la întrebare cu da sau nu, însă nu într-o măsură foarte mare, pentru că dintotdeauna am fost așa și dacă nu pornești cu ideea că vrei să câștigi ceva sau că vrei să demonstrezi ceva, deja e un oarecare minus, pentru că nu neapărat că este un mediu rău, dimpotrivă, însă este un mediu care te solicită și în care îți trebuie o anumită asumare că este până la urmă o competiție, vei face parte din competiții, deci trebuie să ai oarecum o idee că trebuie să susții ideile și să faci o anumită competiție. Având în vedere faptul că dezbaterile sunt un concept ceva mai nou la noi în țară și având în vedere faptul că nu foarte multă lume știe în ce constau acestea, poți să-mi descrii puțin exact ce înseamnă dezbaterile? Cel puțin în formatul VS, dezbaterile academice, reprezintă două echipe care trebuie să demonstreze, prima echipă, cea a guvernului, trebuie să susține ideea care este prezentată de o moțiune, care are formatul acest parlament și după ideea propriu-zisă. Iar echipa opoziției trebuie să vină cu doar două argumente în comparație cu cele trei ale guvernului și să spună că chiar și dacă există o minoritate care nu va profita de respectiva moțiune, nu ar trebui să fie aplicată. Deci, depinde de fiecare aici cum vrea să susțină, însă de obicei, de fapt, de fiecare dată la competiții nu se poate alege. Deci trebuie întotdeauna să fii pregătit pentru orice și pe moment să ai alte concepții față de cele pe care le ai tu în general. În general, din câți membri este alcătuită o echipă? Din trei membri, fiecare cu câte un rol diferit. Primul întotdeauna trebuie să prezinte destul de structurat și destul de clar ce rol are fiecare în ziua respectivă sau în competiția respectivă și care sunt cuvintele cheie, adică în principiu să introducă oamenii, arbitrii și oamenii care privesc în general în moțiune și să știe general cam despre sau ce ar trebui să fie urmărit în respectiva moțiune. Și următorii trebuie să combată ideile care au fost aduse în continuare. Din câte am înțeles până acum, practic trebuie să iei ideea și să o tratezi destul de obiectiv. Nu trebuie să te bazezi prea mult pe principiile tale. Da, niciun caz. Tocmai și de asta am spus că pe moment nu mai ești tu neapărat. Adică poți să susții ideea respectivă în viața reală sau să nu o susții. Nu depinde de tine. Cât de des ți se întâmplă să tratezi totuși, să argumentezi pro sau contra unei idei în momentul în care tu nu ești de acea părere? Nu foarte des, sincer, pentru că de multe ori se întâmplă în momentul în care privesc dintr-o altă perspectivă, chiar și pe moment sau chiar pe termen lung, să spun că într-adevăr așa a fost, pentru că sunt atât de ahtiată, ca să spun așa, îmi susține ideea, încât că l-am dat chiar ajung să cred și asta mă bucură foarte tare, pentru că există momente când chiar mă bucur de propriile mele argumente.
Revenim puțin la echipa alcătuită din trei membri, cum ne-ai spus mai devreme. Cât de rapid se sudează o echipă de felul ăsta și, mai important, de cât timp este alcătuită echipa ta în formula în care poate este acum? Depinde foarte mult de timpul fiecăruia, de locul în care este competiția. Știu că am avut o echipă câteva luni, în 2015 când m-am apucat, însă încetul cu încetul ori eram doar cu singură persoană din respectiva echipă, ori cu cealaltă și așa mai departe. Uneori am avut echipe total schimbate sau noi și este un oarecare dezavantaj să ai persoane noi sau pe care nu le-ai cunoști. Poți să fie și în alte orașe, se întâmplă foarte des în comitetul de dezbateri, în comitetul, în comunitatea de dezbateri, să fii în echipă cu niște persoane pe care nu le știi. Poate fi un minus, însă depinde de fiecare, normal. La câte competiții ai participat până acum? Depinde, locale, la început am participat la două, când eram în continuare nouă și astea m-au introdus mai tare în comunitate. Locale, regionale, cred că au fost două sau trei, nu le știu exact, însă naționale au fost patru, da. Poți spune că dezbaterile sunt un domeniu în care e mai importantă teoria, ce înveți la început, sau practica? Practica, pentru că la început sunt doar noțiunile de bază, ce face fiecare vorbitor, ce ar trebui tu să faci de obicei, însă tot research-ul pe care trebuie să-l faci și cum tratezi o moțiune și un subiect în general vine cu timpul. Nu poți să fii deodată după 2-3 ore în care ți s-a spus ce să faci, cunoscător de plin dezbateri, imposibil. Că tot ai pomenit tu de research, cam cât timp alocă echipa ta, să spunem, acestui research? Spre exemplu, la o moțiune legată de politică sau care are foarte multe chichițe, ca să le spun așa, de care trebuie să ne legăm pentru că fiecare lucru e important, durează mai mult și de obicei ne dăm unul altuia link-uri, spre exemplu, sau filmulețe de pe YouTube, care sunt foarte folositoare. Însă depinde de fiecare cât de mult a înțeles sau depinde și de emoțiune. Poate să fii format în așa fel încât și 4-5 link-uri, să spunem, te pot ajuta să aproape finalizezi emoțiunea. Cum ai ajuns tu să fii membru al acestui club, al clubului Word? Pentru că poate sunt unii care ne urmăresc în momentul acesta și care și-ar dori și ei la rândul lor să devină membri. Știu că la finalul clasei 8-a m-am dus la Teodoriancu și l-am întrebat cum pot intra în club. El a construit clubul, ca să spun așa, și l-a dus la punctul la care este. Și mi-a spus doar că la începutul toamnei, dacă sunt interesată, să vin la dezbatere demonstrativă, care este la fiecare început de an școlar. Și după ne predă el toate lucrurile acestea, nu este neapărat un filtru prin care trecem, doar că încetul cu încetul mai pleacă persoane, nu neapărat că se sperie, însă probabil nu e de ele, pentru că nu poți să știi exact ce sunt dezbaterele, deci nu e foarte greu, trebuie doar să vrei și să fii insistent și perseverent. Ți se pare că dezbaterile sunt o activitate mai mult sau mai puțin prietenoasă decât alte activități extracurriculare? Depinde de fiecare, însă fiind o competiție în sine, adică nu are parte de team building, spre exemplu, și nu ține neapărat de un comitet sau de relaționarea voastră, ci ești doar tu și încă două persoane, pot spune că este un mediu destul de ok în afara competiției, însă în momentul în care trebuie să fii împotriva altei echipe, normal că nu este așa de prietenos și nici nu ar trebui să fie ca orice competiție. Că tot mergem pe sfera competiției, care poți spune că este rezultatul de care ești cel mai mândră? Anul trecut la Iași Open, la prima ediție, fiind echipe de începătoare, eram eu și încă două fete și am ajuns în sferturi, da. În comparație cu alte echipe, spre exemplu, care aveau poate mai multă experiență și n-au intrat. Normal, depinde de noroc, depinde de ce pot ele să gestioneze cel mai bine, a fost o chestie de moment. Sunt foarte mândră de rezultatul ăsta, cu toate că nu pot să spun că am continuat, pentru că am pierdut din prima rundă de eliminatorii, însă pentru echipa de începători a fost un lucru foarte, foarte bun. Și în rest, a fost regionala de la UN Open, tot anul trecut, în care am fost clasată în top 10 și am ajuns și în finală, tot cu echipa care a fost la competiție. Te felicităm și noi pe tine și totodată pe echipa ta.
Aș dori să te întreb totuși, ai reușit să preiei experiența pe care ai acumulat-o prin intermediul dezbaterilor și să o duci spre o altă activitate sau spre alte activități? Da, spre exemplu, nu foarte bazat pe dezbateri propriu-zise, ci mai mult pe self-development, ca să spun așa, European Youth Parliament, Parlamentul European al Tinerilor, are și o parte teoretică și care necesită foarte mult research și să pui o problemă ca la carte și să o judeci cum ar trebui. Deci da, m-a ajutat foarte mult la asta. Mai mult de atât chiar și în Interact, sunt în clubul Interact Curtea Dumnească și chiar și acolo m-a ajutat să fiu mult mai ordonată, mult mai structurată, ca să spun așa. Deci da, clar, m-a ajutat în multe alte domenii. Revenim puțin spre UIP de care ai pomenit. Acesta presupune la fel o echipă de 3 membri? Nu. Este formatul mult mai diferit. În primul rând este întotdeauna în engleză. Pot să fie și dezbate în engleză normal, însă este exclusiv doar în engleză. Și reprezintă un comitet de 11 persoane și fiecare trebuie să treacă prin anumite probe, ca să spun așa. Prima este de team building și acolo se formează echipa așa cum ar trebui, ca după lucrul propriu-zis să fie cât mai bun. După este committee work-ul, în care toată lumea, în funcție de un topic, tot așa, ca și o moțiune la dezbateri, trebuie să vedem cam cu ce soluție am putea veni referitor la o problemă din zilele noastre. Spre exemplu, cum a fost Brexit-ul, ni s-a spus că ce măsuri ar putea lua Parlamentul European în legătură cu asta sau din economie și așa mai departe. Deci acolo este momentul timp de câteva ore pe zi în care toată echipa trebuie să vină cu argumente pro și contra. Ce ar trebui să facem? Ar trebui să facem asta? Însă nu este neapărat să discutăm o soluție cum era dezbateri, ci să creăm noi soluțiile noastre. Dar este o dezbatere continuă. Iată două activități care trezesc foarte mult spiritul civic, putem spune, al tânărului. Totuși, legat de această activitate despre care tocmai am vorbit, există niște sesiuni anuale sau e o activitate care se desfășoară pe parcursul întregului an? Se desfășoară în întregul an și de obicei lumea începe cu regionalele, după, prin eliminare, se ajunge la naționale și după la internaționale. Și de fiecare dată dai peste oameni extraordinari, un grup foarte bun de oameni și după mai există și forumuri. Dacă ești oficial în cadrul UIP, poți să aplici în alte țări. Adică e o gamă foarte largă și poți alegi o țară, spre exemplu, pe care vreau să vizitezi, dar totuși să faci ceva pe lângă asta. Este, cum să spun, îți deschide foarte tare orizontul. Prin intermediul acestor două activități, de fapt, ai reușit să-ți creezi prietenii, ai reușit să-ți creezi legături și în restul țării? Da, cel puțin când am fost la rândul meu oficial în cadrul UIP, am cunoscut oameni, spre exemplu, din Bacău sau din Constanța sau chiar și din București, de care m-au apropiat foarte mult și de fiecare dată, poate nu vorbim zilnic, deși cu majoritatea dintre ei așa fac, însă în momentul în care ne vedem, avem ce să discutăm, pentru că unește oameni care au scopuri și dorințe comune și în continuare știu că voi descoperi mulți oameni de acest tip și mă bucur foarte tare. În momentul de față, vorbind doar despre Iași, cam câți tineri fac parte din UIP? La nivel de oficiali, cred că sunt 8 sau 9, aproape 10 sunt, și care să fie constanți în UIP, dar în rest normal, vin și pleacă oameni, sunt oameni doritori care vor să se ducă la regională ca după să continue, sau sunt unii care probabil au făcut o mică pauză și acum în continuare vor să reia activitatea. Așa cum ne-ai spus și mai devreme, te ocupi și de voluntariat în cadrul Clubului Interact Curtea Domnească. Da. De cât timp ești membru în cadrul Interact? Prima oară știi că m-am dus la o ședință Interact în octombrie, după ce trecusem de interviu și de scrisoare de intenție și tot ce mai trebuia depus. Și pot să spun că ideea asta de a organiza și de a face voluntariat nu neapărat că a fost șocantă, însă totul a avut un impact, pentru că nu mă așteptam să fie atât de multe lucruri de care ar trebui să am grijă sau să fie așa de, cum să spun, bogată ideea asta că dacă faci voluntariat chiar pleci cu ceva după asta și te simți chiar foarte bine. Și în perioada aceasta, din octombrie până acum, ai reușit să organizezi, să coordonezi vreun proiect? Da, proiectul pe care l-am organizat eu și pe care l-am inițiat eu, ca să spun așa, a fost un mic quiz, însă nu a fost partea cea mai importantă a acestuia, pe care l-am organizat la Negruții, pentru că am vrut să atrag atenția, mai ales într-un liceu, cum este și Costache Negruții, asupra problemei educației și că unii copii probabil n-au aceleași venituri sau aceleași resurse sau aceleași bucurii ale vieții pe care le avem noi.
Și după am spus că, cu ajutorul altei fete din interact și normal, încă câtorva, am dus niște copii de la școala Larga Jijia, care au o stare nu foarte bună sau mai puțin norocoasă decât a noastră, și am dus într-o zi la mall și s-au distrat la Kidsland, au mâncat de la McDonald's, ne-am dus la film, adică s-au simțit foarte bine și tot spuneau mulțumim, mulțumim, și a fost, sincer, o experiență minunată. În cadrul acestui quiz, cum l-ai denumit, l-ai intitulat, ce fel de întrebări? Întrebări din ce domenii s-au pus? Am încercat să pun cât mai multe domenii, adică de la cultură generală, la istorie, evenimente importante, spre exemplu feminism, neapărat ce se predă la școală, și am încercat să fie cât mai interactiv și să pun cam și filme, spre exemplu, și muzică, cu ce s-a descurcat fiecare, dar și să plece cu ceva de acolo important. Totodată, după ce am vorbit despre aceste trei activități, care, așa cum am zis, trezesc foarte mult spiritul civic în tineri, cum se descurcă un elev ca tine atunci când vine vorba de școală? Cum reușești să-ți organizezi timpul? Bine, la școală, sincer, pot să spun că sunt elevi mult mai buni decât mine, recunosc. Însă, totuși, prioritizez, spre exemplu, matematica mi se pare foarte importantă și mi-am ales profilul special pentru faptul că vreau să învăț cât mai mult referitor la această materie și am încercat să prioritizez, pentru că este imposibil să poți manageria toate lucrurile pe care vrei să le faci în timpul liber, cu tot cu proiecte și școală. Adică, normal, apreciez foarte mult persoanele care se ocupă de școală, însă prefer doar să-mi selectez anumite materii și rest să mă bazez ori pe noroc, ori doar pe ceva pe moment, nu să fie constant. Totuși, poate că pare o întrebare destul de simplă, dar care este materia care îți place cel mai mult, care îți face cea mai mare plăcere de la școală? De la școală, engleza. Îmi plac foarte mult limbile străine și, normal, matematica. Și fizica, sincer, și surprinzător pentru mine a început să fie o materie care chiar să-mi placă. Însă, dacă ar fi să mai adaug și ceva pe lângă școală, care fac eu în particular, ar fi franceza, tot așa o limbă străină care îmi place foarte mult. Luând în considerare aceste materii, ai participat vreodată la un concurs care implică aceste materii? Da, la engleză, câțiva ani la rând, din păcate, nici anul trecut, nici anul ăsta n-am fost în oraș când era și mi-a părut foarte rău. A fost un concurs tot așa de vorbit în engleză, am un lapsus acum. Însă, Spoken English, da, mersi. Și știu că mă duceam la varianta impromptu. Adică trăgeam un bilețel, ziceam un topic, mă pregăteam 2 minute și după vorbeam în fața profesoarelor. Și de fiecare dată am avut rezultate foarte bune și pentru mine asta era un lucru foarte bun, pentru că făceam și ce-mi place, adică să vorbesc și să-mi impun o idee, dar era și într-o manieră mult mai diferită față de cea normală. Și în rest, am participat la olimpiade. Anul trecut am luat locul 3 la județeană la engleză și am dat un examen în vară, care tot așa l-am luat cu brio. Și dacă ai avut locul 3 la județeană, nu ai mers mai departe la faza națională sau cum sunt selectați elevii pentru faza națională? Cred că doar 2 elevi de pe județ se duc. Aș fi vrut foarte tare, însă nu trebuie doar să-ți placă. Trebuie să fii extraordinar de insistent pe materie și n-am pornit cu ideea că neapărat vreau să trec mai departe, ci am spus că, indiferent, măcar mă voi verifica. Știam că nu am dat destul de mult timp așa cum ar fi trebuit și, cu siguranță, cine a muncit cel mai mult s-a dus la națională. Având în vedere că totuși ești un elev destul de ocupat, aș vrea să te întreb totuși, ai cumva niște pasiuni pe care le păstrezi doar pentru tine? Nu le păstrez doar pentru mine, chiar îmi place să văd persoane care probabil împărtășesc aceleași pasiuni ca și mine. Îmi place foarte mult să dansez, am făcut dans și când eram mică, și în gimnaziu și în liceu, însă acum, normal, este mai mult o activitate la petreceri și chiar vreau să mă reapuc, însă tot din lipsă de timp n-am putut să-l fac. Și în ultimul timp am început să citesc, pentru că mi-am dat seama cât de important este să ai un bagaj de cunoștințe și un vocabular foarte bun și cât de multe poți impune. Și îmi place foarte mult să mă detașez pentru câteva minute pe zi, să spunem. Și, totodată, cum arată cercul social al unui elev ca tine? Este destul de divers. Îmi place chestia asta foarte mult. Nu pot să spun că am un singur grup de prieteni. Normal, este unul mai apropiat și întotdeauna va fi o persoană sau două mai apropiate. Însă mai am și persoane care mă văd în alte cercuri, spre exemplu, chiar și în proiectele în care sunt, mă mai întâlnesc cu ei în oraș și pot să spun că și ei sunt cercul meu de prieteni. Însă, în general, cu unii mă mai văd câteodată, însă îmi place foarte mult diversitatea asta și vreau să o mențin.
Te consideri un tânăr informat și mai ales cât de importantă crezi că este informarea pentru un tânăr în general și mai ales pentru un tânăr care se ocupă de aceleași activități ca tine? Tot vorbind de activitate civică, așa cum ai spus acum câteva minute, normal este cel mai de preferat să fii informat și întotdeauna va trebui să fie așa, nu neapărat ca să nu lași alte persoane să pătrundă în conștiința ta și eventual să faci deciziile bazate pe ce vor ei, însă este foarte bine să fim conștienți de ceea ce se petrece în jur și lucrul ăsta ne dă nouă o altă viziune probabil și ne face orizonturile mult mai largi și este foarte important, indiferent de plăcerile tale. Apropiindu-ne ușor, ușor de final, îi încurajezi pe cei de vârsta ta sau poate chiar mai mici decât tine să înceapă să se ocupe cu aceste activități? Da, cine este interesat ar putea să facă lucrurile astea și chiar mi se pare că atât dezbaterile cât și Parlamentul European al tinerilor, cât și interactul în funcție de ce îi place fiecăruia, ar trebui să reprezinte măcar 2 ore din săptămâna lui, să spunem. Adică să-și ia ceva timp și să facă pe lângă școală încă ceva și care, bineînțeles, să-i placă. Nu trebuie neapărat să-i ocupe tot timpul, spre exemplu. Trebuie doar să fie un lucru constant, dar care să învețe ceva din el. Ți s-a întâmplat vreodată ca după ce ai spus cuiva că faci dezbateri, că ești în UIP, să te privească altfel? Nu-mi place să mă gândesc la asta, sincer. Adică, în momentul în care, spre exemplu, vorbesc cu prietenii mei care au probabil alte pasiuni și chiar se întâmplă lucrurile astea, nu-mi place să mă gândesc că poate mă privesc cu alți ochi, pentru că astea sunt prioritățile mele, trebuie eu să mă văd așa cum îmi doresc și probabil că unii privesc un olimpic, spre exemplu, mult mai sus decât pe mine sau viceversa, nu este neapărat o prioritate. Important este cum mă văd eu pe mine și să fiu mulțumită. Iată că felul în care vorbești, felul în care te prezinți, ne spune ușor, ușor că se creează în tine o alură de lider. Ce își dorește un lider în formare precum tine să facă mai departe, după liceu? Îmi place foarte mult întrebarea asta, pentru că nu foarte multe persoane de vârsta mea nu e neapărat un lucru rău, doar că nu sunt neapărat hotărâte și mi se pare că mi-am luat de o grijă și chiar mă simt foarte bine pentru locul acesta. Vreau să fac dreptul, civil sau penal, încă nu m-am hotărât, normal vreau să văd mai departe și vreau să mă mut neapărat în Franța, pentru că simt așa o apartenență la respectiva țară, mergând de foarte multe ori, am niște rude acolo și am avut de mai multe ori oportunitatea. Se simt așa că mă atrage foarte tare și stilul lor de viață și faptul că întotdeauna vin cu ceva nou. Normal că și România este o țară plină de oportunități, nu vreau să neg lucrul ăsta, însă este efectiv ceea ce simt, nu e cu reproș față de țara noastră. Apropiindu-ne de final, care este sfatul pe care l-ai da unui tânăr de vârsta ta? Să încerce cât mai multe lucruri noi, dar după să prioritizeze ceea ce vrea să facă și să-și aleagă cu o anumită inteligență calea pe care vrea să o aleagă și să o ducă mai departe. Nu trebuie neapărat să facă 10.000 de lucruri pe lângă școală sau în cadrul școlii. Trebuie să le încerce pe toate și după să continue cu unul să-l facă cât de bine se poate. Mulțumesc! Ne-ai vorbit, Ștefania, foarte, foarte frumos despre toate activitățile pe care le faci și iată că ai dat și un sfat foarte, foarte important pentru tânărul de azi. Îți mulțumim mult că ai fost alături Mulțumesc de noi. Mulțumesc și eu. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Eu sunt Casandra Corbu și vă aștept și săptămâna viitoare la o altă emisiune Cuvânt de Elev. Mulțumesc!